Ok, de salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou video, eu sunt Tax și după cum vedeți și deja aveți bine. Astăzi ne aflăm din nou pe Kidrop cu o balanță de 248 de euro, băi băieți. Și astăzi o să facem un mic mare all-in. Înainte de tot, aș vrea să vă rog pe toți băieți să plătiți aici promo codul AXL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit și 50 de cenți gratuiți. Și nu uitați, băieți, că în momentul de față avem pe Discord un giveaway în desfășurare unde puteți câștiga un skin în valoare de 5 euro sau un cod Kidrop în valoare de 5 euro. Banii ăștia pe care o să-i primiți voi o să fie din banii mei, așa că o să fie, e un giveaway pur și simplu din banii mei, nu știu cum să vă zic. Deci dacă vreți, puteți merge pe Discord, apăsați pe butonașul ăsta și vă înscrieți. Trebuie să urmați două reguli, mai exact să folosiți neapărat promo codul AXL pe Kidrop. Nu e neapărat să depozitați, dar dacă vreți voi să mă ajutați mai mult, ar fi de apreciat. Și desigur să dați un follow pe Instagram, Instagramul fiind acesta. Și na, după ce ați făcut chestia asta, trebuie neapărat să-mi trimiteți dovadă în privat cu cum că folosiți promo codul. De exemplu, uitați, îmi puteți trimite o dovadă ca aceasta sau îmi puteți trimite o dovadă ca aceasta, History of Codes, sau puteți, de fapt nu sau, deci îmi puteți trimite o dovadă cum că folosiți promo codul așa sau așa. Și desigur trebuie să-mi trimite și dovadă că mă urmăriți pe Instagram. Bun, hai să nu mai stăm prea mult la vorbă și să-i dăm direct cu niște cutii. Vreau să facem un battle mai spontan. Mai exact să băgăm mai multe cutii de astea de Kidrop. O să băgăm vreo, nu știu, 25 de cutii de astea până facem all-in, 30 chiar, 260, cred că încă nu mai merge exact. Și cred că mai putem să mai băgăm una. Da. Bun. Și cam ăsta e battle, bă băieți, e un battle de 40 de cutii de Kidrop, un battle de 283 de euro, bă băieți, deci un all-in insane. Așa că hai să vedem dacă intre cineva împotriva noastră și da. Bun, și intrat în echipa adversă. Nu știu ce nume e asta, dar cred că e polonez băiatul. Bun, și un battle insane de 40 de cutii, băieți, unde începem în forță rău de tot cu un USPS Monster Mashup. Ok, hai să vedem dacă o ține așa până la sfârșit. 4,30€, ok, galilul ăsta. Ok, Asimov, 9€ ăsta. Bă, ne aflăm până acum în avantaj mare. Ok, din nou un Cyber Security. Bă, văd că stăm foarte bine pe loot. Pe opening. Ok, ne-a ajuns din urmă băiatul, aproape. Sunt de la distanță de 1€ de el. Ok, o preluat avantajul băiatul, dar nu e nicio problemă că mai avem încă 30 de cutii, băieți. Ok, un baskill 15€, 10€ de fapt, am greșit. Bun, am preluat avantajul din nou, hai să vedem. Ok, un Asimov și un Ice Cold pentru el, dar da, ne-a luat, era clar, dar nu cu mult, ne-a luat cu 9 cenți. Ok, cod red, ăsta e 15, 17 chiar. E aiurea că ne irosim tichete pe cutiuțe de-astea mici, dar nu e nicio problemă, băieți, atâta timp cât îl câștigăm, eu sunt fericit. Oricum, deja battle-ul plătește destul de mult, din nou 15€ exact, battle-ul plătește deja destul de mult, 160€. Și mai sunt încă destule cutii. Deci eu zic că stăm bine, băieți. Hai să vedem. Sincer să fiu, clipul ăsta trebuia să fie de fapt un clip în care încerc să fac din 10€ un cuțit. Dar am încercat să fac clipul și nu mi-a ieșit deloc. Gen, de fiecare dată când dădeam pe stânga era pe dreapta, de când dădeam pe dreapta era pe stânga. Și am zis că mai bine fac un battle de ăsta așa mai lung, ca zic așa. Nu știu dacă vă plac battle-urile de genul ăsta, dacă vă plac nu uitați să lăsați și acolo în comentarii. Bun, hai să vedem. Un avantaj cu 32 de euro, băi băieți. 33 de euro, de fapt. Bun, un M4A4 de Emperor. Exact, field test, 15€. Bun, suntem un avantaj mare. Și mai sunt încă 21 de cutii, băi băieți. Totuși, se pot schimba multe până atunci. Hai să vedem. De 56 de euro, suntem în distanță de 40 de euro în momentul de față. Ok, 20 de euro e asta exact. Factory new. Bă, vedeți că-ți scăzut rău Dragonfire-ul. L-am avut și eu odată, dar l-am avut field test, dacă nu mă înșel.
Bine, că am prinde băiatul ăsta din urmă. Sau de fapt nu prea. Pentru că aparent am luat un skin de 7 euro. Bun, 4 euro, am eu mai scump, lejer. Sunt la instanță de cam 20 de euro, cred. Un MP Primal Saber, exact, field tested. Din nou suntem în fața lui. Distanțe de 20 de euro suntem, da. La distanță de 20 de euro. Dacă cu ține așa până la sfârșit, eu zic că e lejer. Ok, ok, Hyper Beast și dă și lui 17, 20 am eu. Bun. Deci la battle-ul ăsta plătește 400 de euro, băieți. Ca idee. 2 euro, ok. Mai bun decât lui cu 2 cenți. Ok, 2 euro, bun. Bun, ne aflăm, stăm foarte bine în momentul de față, băi băieți. Ok, Dragon Fire ne cam ajunge din urmă, exact. Ne la stație de 8 euro. Și asta nu e un lucru bun, mai sunt totuși 10 cutii unde ar putea să revină, dar are șanse destul de mici. Sau depinde dacă mi-ai dăm cu un Cyber Security Minimal Wear, ne-o cam luat. Sau un Asimov, sau dacă o țin tot un Asimov-uri și eu o țin în pe 90-uri de-astea de căcat la 2 euro, atunci nu mai luăm. Ok, 15 cu 10 lui, 7 de fapt, bun. Încă suntem avantaj cu 17 euro, băi băieți. Hai să vedem. Hai să vedem, Galileu ăsta e ok, decent, dar al lui e mai scump totuși. 16 euro diferență. Ok, Cyber Security Minimal Wear. Exact, 22 de euro, bun. Bun. Battle-ul ăsta plătește chiar foarte bine. Foarte bine. Mamă, cum era Butterfly-ul ăla, să-mi bat piciorul. Bun, 254 la 217. Totuși își mai poate reveni. Un MP Blaze care e bun, 15 euro. Și vedeți că e șansa destul de mică să iei un MP-ul ăsta. Ok, hai să vedem. Încă sunt în avantaj. Suntem în avantaj cu vreo 24 de euro. Hai să vedem. Încă două cutii. Gamma Doppler care se apropie destul de mult de noi și asta nu e bine. Ultima cutie de Keydrop. Unde... Ok, încă avem avantajul și ultima cutie actress sau pui mei. Hai să vedem. Mă, băi, și-am făcut 544 de euro. Bun, hai să vedem. O să dăm sell-ul de la un case battle și dăm la alt case battle care e și mai scump. Uitați să dăm cu mai multe cutiuțe de astea ting. Dăm așa 10, nu, 11 cutii. Bun, un nou battle de 200 de euro. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva, să scoatem ceva cum trebuie. Cred că nu o să mai stăm pe gânduri și să dăm din nou cu botsului. Oricum, dacă nu, suntem cam la aceiași bani cu care am început, adică suntem chiar pe profit. Deci nu pot zic că ar fi așa mare chestie dacă ar fi să pierdem. Ok, începe cu un Asimov care este 32 de euro și a lui 25. Bun, deci deja 60 de euro plătește acest battle. Din nou un Asimov, tot field tested. Ok, 64 de euro, bun. Dacă i-ar da un fuel injector, cred că s-o cam dus battle-ul, nu știu cum să vă zic. E un pic cam nașpa. Dar totuși, văd că până acum o ducem destul de bine. Hai să vedem. Ok, a lui era mai scump. Ok, sunt la distanță de 32 de euro, voi băieți, în momentul de față. Hai să vedem. Din nou un M44 Cyber Security. In live in color, scuzați-mă, pardon. Nu mai știu skin-urile. Bun. Văd că țin tot în skin-urile astea de rahat. 160 de euro până acum plătește battle-ul. Dar mai sunt încă 4 cutii unde putem să facem mulți bani. Ok, 180 de euro deja plătește battle-ul. Și se apropie ușor de noi. Ok, un Wasteland Rebel care este 26 de euro. Bun. 27 chiar. Bun, hai să vedem. Din nou un Legend of Anubis care e... Factory New 25 de euro și al lui Phil teste Nightwish. Chiar arată bine skin-ul la Nightwish. Ok, și we take it home, băieți. 169 și mai avem 300 de euro. Hai să mai facem un battle spontan. Așa de final de videoclip. De 315 euro, băieți. Un blood shot. Așa, pui mei. Hai să nu mai stăm pe gânduri și să dăm cu botsuli. Hai să vedem. Dacă reușim să luăm și battle-ul ăsta, suntem pe profit maxim. Acum hai să vedem dacă și reușim să luăm. Nu știu, sincer. Ok, 270, 449 de euro. Bun. Este în momentul de față la 747 de euro. Și acum ca un mic mare nebun ce sunt eu, o să dăm la un Butterfly Knife Slaughter pe partea dreaptă.
Nici nu știu pe ce parte a fost data trecută, așa că hai să sperăm că reușim să luăm pe partea dreaptă, da? Ok, și l-am luat, băieți. L-am luat, 1400 de euro. Easy, băieți, easy. Bun. Clipul ăsta chiar are succes, băieți. Clipul ăsta are succes gen pe bani. Hai să vedem dacă mai fi dat încă o dată pe partea dreaptă, dacă l-aș fi luat. Ok, bine că n-am dat. Bun. Și plecăm acasă cu un Butterfly Knife Slaughter Minimal Wear. Bun. Păi cam ăsta ar fi tot clipul, băieți. Mersi tuturor pentru atenție luată. Uitați să folosiți și viața promo cu 2 XL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit și 50 de cenți gratuiti, după cum v-am spus. Dacă vă faceți cont nou, desigur, aveți și linkul în descriere. Bun, și numai tot domnul de zis, băieți. Mersi tuturor pentru atenție luată. Cu a fost Axel și noi ne revedem data viitoare. Bye bye. Pa.